Sau mai bine zis, bună seara, good evening, bună seara din Cambridge, da. Am lăsat autobuzul, Flixbus, m-a costat foarte puțin. Chestia e următoarea. Unde m-a lăsat autobuzul Flixbus? E în afara orașului, e o stație în afara orașului, e chiar în oraș. De asta costă puțin biletul, pentru că dacă veneam cu trenul sau cu un autobuz care oprește în centru, plăteam foarte mult, plăteam în jur de 40, între 40 și 90 de lire, da, ați auzit bine, 90 de lire. S-a scumpit foarte mult în ultimele luni, nu știu de ce, din cauza inflației, nu am idee, dar eu când am, ultima oară când am fost în Cambridge, acum câteva luni, mai bine zis în martie, m-a costat biletul dus întors 35 de lire. Cam așa. Iar acum 90, mai mult decât dublu. La tren mă refer, la autobuz un pic mai ieftin. Dar nu atât de ieftin cât e Flixbusul. Da, problema este în felul următor. Trebuie să iau un taxiu, un Uber, de aici până la e un B&B normal, unde trebuie să stau noaptea aceasta, pentru că mâine dimineață încep spectacolul. Am să stau aici pentru două zile, sâmbătă și duminică. Iar duminică seara, înapoi în Leicester. Hei, hei, ce faceți? Am ajuns la cazare, a fost un pic cam greu, pentru că a trebuit să caut niște străduțe foarte mici, foarte înguste, fiind noapte, întuneric, nu se vedea. Și am găsit până la urmă. Camera e o cameră normală, e curat, asta e bine. Mâine o să am spectacol și ne vedem mâine în centrul orașului, în Cambridge, pentru showtime. Hei, hei, bună dimineața, bună dimineața din Cambridge, din Cambridge. Da. Am ieșit de la cazare cu echipamentul sportiv. Cum v-am spus, sunt niște căsuțe mici, așa, unde am avut cazarea. Mi-a spus băiatul cu cazarea că e o potecuță pe aici, spre centrul orașului, unde e drumul cel mai scurt. Acum nu știu să văd. Nu am pus GPS-ul deocamdată, mă bazez pe ce a spus el, dar am să-l pun în caz de mă pierd. E o zi frumoasă, cam în orașe drept, dar previziunea timpului mi-arată că o să fie un timp frumos. Aici trebuie să trec. Cum am spus, am dormit bine aseară, am dormit rău, curat, băiatul e din Egipt, egiptean. Astăzi e sâmbătă, e o zi mare, e o zi în care oamenii sunt mai liberi, se poate face bănuți, mai mulți astăzi. Am să fac lumea să zâmbească astăzi, sper că voi reuși. Iar apoi dacă faci lumea să zâmbească, normal, scoți și ceva din buzunar. Da, trebuie să pun GPS-ul, am cam pierdut. Nu știu unde duce strada asta, m-am uitat așa în fund acolo. E tot înspre Poiana. Aici totul e, sunt parcuri, asta îmi place în Anglia, că sunt multe parcuri. Aerul e respirabil, chiar dacă sunt multe mașini, dar chiar dacă e industrie puțină. Anglia se bazează mai mult pe depozite, locul unde lucrez și eu de obicei.
Da, să mergem spre centru. Să pun GPS-ul. Am mers un pic, am mâncat, iar acum să mă desfășor, am găsit locul liber unde vreau să stau cu marionetele, așa că am să încep cât de curând posibil. E foarte, 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 foarte multă lume, asta mă avantajează foarte mult, a dat soarele, e cald și se dă drumul la treabă, nu? Showtime! Vedeți, am pus totul în ordine, am pus scena, am pus marionetele, după cum vedeți, multă lume, multă lume, să înceapă spectacolul, adică showtime, showtime, showtime. All right, all right, all right, Cambridge, showtime travel. Let the show begin right here. Right now, let's have a great, great, great afternoon today with Showtime Travel. Right here, right now, it's showtime! Hey, tocmai ce-am terminat spectacolul, am început să strâng. După cum vedeți, a fost o zi obositoare, dar chiar bună. A fost un pic de soare, a fost un pic de cald, a fost nori, a fost de toate, ca în Anglia. Strâng tot, am făcut ceva bănuți. Aici, cineva care vinde sandvișuri mi-a zis că poate îmi poate schimba monezele. Și e foarte bine, pentru că mă cunoaște. Deja mai fost aici și spune că dacă câte monede am, atâtea mi le schimbă. Așa că... cam asta e. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până acum. Ne vedem mâine pe un alt Showtime Travel. Sunt foarte obosit. M-am bătut soarele încă bățână. A venit omul să-și ia caravana. Am strâns și eu. Trebuie să ajung acasă neapărat să pun la încărca bateria. Cam asta e. La revedere! Thank you.